este scris. Spre slava lui Dumnezeu să spunem din toată inima, Iisus Hristos este Domnul. De asemenea este scris, vă citesc Evrei capitolul 8, versetul 1, punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care este ridicat nu de om, ci de Domn. Haideți să ne ridicăm privirea prin credință spre cer și să observăm această imagine din sanctuarul ceresc, văzându-L pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta măririi. Acesta e cel mai mare har de care beneficiem, că El a stat și pe cruce și acum stă pe scaunul îndurării, toate în favoarea noastră. Citim și din Evrei capitolul 9 pentru a vedea imaginea cerească a lucrării, a realizării Domnului Iisus Hristos. Evrei 9 de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna, adică este tot acolo, a intrat în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însăși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Slăvit să-i fie numele! Domnul Iisus Hristos a fost numit de Dumnezeu mare preot. Și aș vrea să observăm aceasta, să ne întărim în această convingere. Spune Cartea Sfântă în Psalmul 110, versetul 4, o profeție a lui David: Domnul a jurat și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Ne întoarcem din nou la Cartea Evreilor pentru a vedea că sunt două hotărâri, am putea spune, în baza cărora Domnul Iisus este mare preot. Prima este această decizie divină despre care citim și în Evrei capitolul 5, versetele 4 și 5, nimeni nu și-a cinstea singur, ci o ia dacă este dată de Dumnezeu, cum a fost Aaron, care l-a ales atunci. Și versetul 5 citim, tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis. Și aici apare deja un al doilea motiv: tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși în alt loc, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Deci pe drept este mare preot printr-o hotărâre divină, dar nu numai. Este Fiul lui Dumnezeu și, cum știți, moștenirea se transmitea din tată în fiu. Ori Dumnezeu, Tatăl suveranul, i-a dat acest drept. De aceea să îi mulțumim lui Dumnezeu și să ne bucurăm că avem un astfel de mare preot, slăvit să-i fie numele. Insistă Scriptura în această carte Evrei în mod deosebit și citim și din capitolul 7, de la versetul 11. Sperăm că nu sunt lucruri greoaie, cum zice Scriptura în altă parte, dar și aici. 7:11. Dacă dar de săvârșire ar fi fost cu putință prin preoția leviților, că sub preoția aceasta a primit poporul legea, cine voie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Versetul 12 este un verset de referință. Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Adică în Vechiul Testament lucrurile au fost la pachet. Preoție, templu, lege. În Noul Testament s-a schimbat totul. Preoția a preluat-o Domnul Iisus și templul a rămas cel din cer. Într-un fel spus, suntem și noi templul lui Dumnezeu, dar asta are în vedere
faptul că putem să avem acces la Dumnezeu. Și continuăm de la versetul 15. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți neperitoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Acest Melchisedec, împăratul Salemului, prin simbolistica numelui său și a celor scrise despre el în Biblie, a fost folosit ca și imagine pentru această lucrare binecuvântată pe care a preluat-o Domnul Iisus. Aș putea să mai amintesc ca și moment al schimbării preoției, știți, în lege este scris, Levitic 10, 21, că marele preot nu avea voie să sfâșie hainele oricât de mare norocire ar fi dat peste el. I-a spus Moise lui Aron când i-au murit cei doi fii să nu cumva să sfârși haine. Dar știți că atunci când a fost anchetat Domnul Iisus Hristos, marele preot s-a sfârșiat hainele? Scrie asta în Matei 26. A fost, putem spune și sub acest aspect, o dovadă fără ca ei să-și dea seama, versetul 65, drept dovadă că s-a încetat cu funcția preoților din Vechiul Testament. Haina a îmbrăcat-o Domnul Iisus Hristos și ne bucurăm că o poartă cu biruință, slăvit să fie în veci. Ce câștigăm noi din această schimbare de preoți? În ce fel este aceasta un har pentru noi? Întrucât am citit în 8:1 că acesta e punctul cel mai însemnat a celor scrise, că avem un alt mare preot. S-au scris tot acolo în Evrei, capitolul 8, citim versetul 5, nu, 6, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, pe cât legământul a cărui mijlocitor este El, este mai bun. Să vedem de ce este mai bun. Căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În primul rând, vreau să observăm că toate generațiile, începând cu Adam și Eva, și-au dorit ceva, au vrut să fie salvați. Vă rog să vă gândiți la protopărinții noștri când au fost scoși din grădina Edenului. Ce îmi place în Genesa capitolul 3 și văd în asta dragostea lui Dumnezeu încă de la început și până la sfârșit, până în eternitate, înainte de a pronunța Dumnezeu blestemul pământului, sentința pentru Adam și pentru Eva, Dumnezeu a făcut o făgăduință. 3:15. Vrăjmășii voi pune între tine și femeie, i-a spus șarpelui, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul. Și-au așteptat oamenii să vadă realizarea asta. Întoarceți pagina în capitolul 5, este un cuvânt care rezultă din spusele lui Lameh, versetul 28. Când a născut un fiu, i-a pus numele Noe, ceea ce înseamnă mângâiere. De ce? Zicând, acesta ne va mângâia pentru osteneala și pentru truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. Simțeau povara blestemului și așteptau. Și într-un fel a fost profetice cuvintele lui că Noe a fost un salvator. Vă citesc un alt cuvânt din Ioan capitolul 8, unde este scris despre Avram. Pentru a vedea că și pe vremea lui, 2000 de ani după Adam, se aștepta ceva, doreau, era o speranță permanentă. Ioan capitolul 8, versetul 56, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos care a zis, Tatăl vostru Avram a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. Da, în ce consta această bucurie? La ce se aștepta Avram? Știți că el aducea tot mereu jertfe? A văzut-o și s-a bucurat. Și citim în Evrei 6, epistola la care ne oprim mai mult, pentru a observa concret că e vorba de speranță. Deci marele preot, un alt mare preot, un nou mare preot a fost o speranță pentru toate generațiile de până atunci. Și este, am putea spune, și pentru noi.
Știți, spune Pavel că Iisus în noi este nădejdea slavei. Evrei 6, citim de la versetul 13. Dumnezeu, când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși. Citim acum versetul 17. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui. Dar făgăduința datată din Eden a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Deci Domnul Iisus Hristos, ca mare preot, era pentru toți o speranță pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde, nădejde sau speranță, același lucru, tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot. Deci ce este preoția Domnului Iisus pentru noi? Speranța lui Adam și Eva că vor fi reprimiți în rai, speranța tuturor generațiilor că Dumnezeu ne va accepta din nou să locuim împreună cu Sine. Doamne, ajută! Oamenii au fost îndepărtați de Dumnezeu, blestemați, pedepsiți, dar trăiau cu o speranță, că într-o zi Dumnezeu le va oferi un har, îi va reprimi, îi va accepta. Și Dumnezeu s-a jurat, i-a spus și lui Avram, îți voi da o sămânță, și Pavel explică în Galateni, în mod deosebit, că nu se referea la toți urmași, ci la unul singur, la Domnul Iisus. El a fost și rămâne speranța noastră, binecuvântat să-i fie numele. În al doilea rând, legământul mai bun cu acest mare preot, harul care îl avem, vi-l citesc din Evrei, capitolul 9, versetul 12. A intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, în baza dreptului de mare preot. Nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însăși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și citim și versetul 22. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Și citim tot de aici versetul 24. Căci Hristos n-a intrat în locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum, și atenție, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot că s-a schimbat, care intra în fiecare locul preasfânt cu un sânge care nu era lui. Domnul s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Sfințire! Cei din Vechiul Testament erau doar cu păcatul acoperit, pentru un timp să se liniștească mânia divină. Dar cugetul lor, așa am citit aici, nu primise o încredințare deplină că problema e rezolvată. Era ceva temporar. Ca și cum oamenii acum sunt, de exemplu, eliberați pe cauțiune, se așteaptă, nu este definitivat cazul. Însă Domnul Iisus Hristos, când a intrat acolo ca mare preot, a intrat nu ca alții în strachină cu sângele vițeilor, ci cu însăși sângele său care a curs la cruce. De aceea astăzi, când comemorăm moartea Domnului, să ne amintim că sângele lui n-a curs doar acolo pe cruce și pe drumul până la cruce. Locul cel mai valoros unde a fost introdus sângele Domnului a fost înaintea lui Dumnezeu în cer, mărit să fie Domnul. Dragii mei, cum am spus în primul rând, oamenii își doreau, au trăit cu o speranță, dar până la sfințire a fost doar speranță. De îndată ce Domnul a intrat, nu mai este doar speranță, este realitate. Am fost
sfințiți. Să vă citesc, de exemplu, din 1 Corinteni, capitolul 6, ca să vedeți ce putere de sfințire are acest sânge. Poate vă mai tulbură diavolul pe careva, referitor la păcatele care le-ați avut. 6:9 și până la 11. Nu știți că cine drept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nici curvare, nici închinător la idol, nici prea curvare, nici malah, nici sodomiții și numere listă. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, n-au ce căuta acolo. Versetul 11. Și așa erați unii din voi, adică oricare din păcatele ar fi fost, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți de prihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru, mărit să fie Domnul. Deci să țină minte copiii, tinerii, cei care cred că au fost copii cu minți aici crescuți în adunare, păcate mai puține, sau alții care au venit din lume și au fost mai păcătoși, sau alții care, deși născuți în familiile noastre, s-au târât în păcate, nici o altă rezolvare nu era posibilă decât jertfa Domnului intrând în cer, în slujba sa de mare preot, binecuvântat să-i fie numele. Iată de ce trebuie să ne amintim noi. De ceea ce s-a realizat în cer pentru noi. Și ăsta e marele nostru har. Sfințirea pe care a realizat-o Domnul Iisus. Și spune Scriptura tot aici în Evrei, capitolul 7, sunt cuvinte. Poate că la cina Domnului mai trebuie citit nu doar în Evanghelii, acolo unde sunt descrise evenimentele din zilele ispășirii, ci și în întreg conținutul Scripturii, ca să vedem cum stau lucrurile la Dumnezeu în cer și cum arată această lucrare de-a lungul istoriei mântuirii. Evrei, capitolul 7, citim de la versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Prima calitate care a avut-o? Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-ar nevoie ca toți ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În al treilea rând, pe lângă speranță, că cineva va intra la Dumnezeu pentru noi, și a intrat, pe lângă sfințire, că n-a intrat cu mâna goală, a intrat cu sângele său. Am citit că a rămas acolo și asta este siguranță. Citim despre aceasta în Evrei, capitolul 2. Scrie aici în versetul 15 că oamenii erau sub frica morții și supuși robiei toată viața lor. Un frate slujitor dintr-o altă parte a țării, poate că este pe ultima sută de metri, cum spunem noi, s-a încercat un transplant, dar totuși viața se scurge. Și când a discutat cu un frate, i-a spus, în timpul celui de-al doua intervenții, am văzut Ierusalimul ceresc. O simetrie perfectă, niște imagini desăvârșite. Astfel de oameni care sunt încredințați, sunt siguri, chiar dacă pleacă și dacă pleacă prematur, știu unde se duc. N-au teamă. Teama de moarte îi șochează pe oameni, de-aia unii nici nu vor să se gândească. Ar face totul să salveze viața. De când a murit Domnul pentru noi, suntem siguri pe biruință. Nu doar că a adus ispășire atunci, este acolo pentru noi. Stă la dreapta măririi, este o permanență, un serviciu non-stop. Vă citesc în continuare de la capitolul 2, versetul 17. În ce privește legăturile cu Dumnezeu, este un mare preot milos. Și acum atenție, siguranța de unde e. Vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului,
Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină ajutorul celor ce sunt ispitiți. Și acum trecem în capitolul 4, versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, versetul 15, n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și acum, versetul 16, pe când urmează să stăm la cina Domnului. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere. Știți că noi înainte de cină facem o rugăciune. Aceea e rugăciunea în care ne apropiem cu deplină încredere de Domnul Iisus. Ar fi incorect, incomplet să spunem când întindem mâna în farfurie sau când luăm paharul, noi acum ne apropiem de Domnul doar prin aceste elemente constitutive. Noi ne apropiem prin Duhul în rugăciunea încă de dinainte, de cer. Nu mai există perdea, nu mai există zid. El a deschis ușa, s-a rupt perdeaua. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Doamne, betelul astăzi are nevoie, îndură-te de noi! Sunt unii care nu pot să vină la adunare să ia cina Domnului, sunt bolnave, mame cu copii. Doamne, dacă și ei au nevoie acolo unde sunt, îndură-te și de ei. Doar în baza preoției sale putem noi să participăm la masa sfântă, adică să ne apropiem de Dumnezeu. Este o siguranță deplină în aceasta. Citesc tot din Evrei, capitolul 7, de fapt recitesc versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, îmi place expresia desăvârșit, adică e sigur, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Ei, cu asta nu vreau să spun că numai astăzi mijlocește, că nu-i ca marele preot numai într-o zi anume, deci de fiecare dată când greșim, trebuie să apelăm la el de urgență, că este acolo, e serviciu permanent. Să mijlocească, să găsim har, peste săptămână, când ai greșit, te apropii de Domnul, plângi, îți ceri iertare și El ne sfințește, avem o încredere deplină, o siguranță în numele Domnului, slăvit să fie în veci. Și închei întrebându-ne, noi cu ce suntem datori? În toată lucrarea asta, ce ne revine nouă să facem? Se spune unul că El a făcut totul, da, adică tot ceea ce nu puteam noi să facem. Totul a făcut din dragoste. Când ne amintim de moartea Domnului, să nu credeți că, de altfel nu cred că vă gândiți la una ca asta, că El a fost surprins de trădarea lui Iuda, a rezistat cu stoicism în orele de suferință și atâta tot. Nu, dinainte de a fi lumea, mielul a fost jertfit, spune Cartea Sfântă. Deci noi când ne amintim de moartea Domnului, ne amintim de o veșnicie de iubire, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat, când l-a dat? Când a zis El, iată-mă că vin, și ce frumos scrie aici în Evrei, în capitolul 10, vei la versetul 5, de aceea când intră în lume, El zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Și noi azi ne împărtășim cu trupul Domnului. Ce trup? Un trup pregătit dinainte. Atunci am zis, iată, mă vin. Versetul 8, tu n-ai voie și n-ai primit nici jertfe. Adică nu îl îmbunim pe Dumnezeu cu cadourile noastre. Versetul 9, iată, mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. Versetul 10, asta îmi place enorm. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Deci El a vrut să fie jertfit, s-a dat pentru noi și stă și mijlocește tot pentru noi. Să ne îndoim de iubirea lui Dumnezeu? Așa să fim supărați când Dumnezeu nu ne face ceva pe plac? Poate ați citit
Este o istorie interesantă a unei familii de misionari suedezi s-au dus în Africa, în Congo, în 1921. Avea un băiețel de 2 ani, nu a fost acceptat să intre în acel trib, s-au așezat undeva pe un deal. Vracii, șefii tribului, credeau că vin blestemele zeilor peste ei dacă îi acceptă. Tot ce au acceptat ca un băiețel din trib să le vândă ceva produse cu care să trăiască. Și acea soție de misionar a avut o rugăciune: Doamne, și dacă am venit în Africa numai să-i spun despre Iisus la acest copil, tot e o realizare. A rămas însărcinată, dar la scurt timp după ce a născut, a murit. Soțul ei s-a supărat, s-a întors la baza de misiune și a lăsat fetița în grija altor misionari și cu băiețelul s-a întors în Suedia înapoi. Și n-a mai vrut niciodată să știe de Dumnezeu, a zis: eu mă duc să slujesc pentru Dumnezeu și uite ce îmi face. Dar ce s-a întâmplat? Acel copilaș care a fost evangelizat de ei, a primit credința în Domnul Iisus, le-a vestit-o celor din trib. Și ca să scurtez relatarea, fetița aceea lor, pe care n-am apucat mama să vadă crescând și tata a uitat de ea, a ajuns în America, a ajuns soția unui director de colegiu biblic și prin ce împrejurări a aflat unde-i tatăl ei natural. L-a căutat în Suedia și a văzut frații, el se recăsătorise și aceștia i-au zis: tata e pe moarte, dacă vrei să-l vizitezi, dar nu cumva să-i spui de Dumnezeu. Nu acceptă pe nimeni să audă o vorbă de Dumnezeu, în jură, toată viața a băut, că pe el Dumnezeu nu l-a ajutat. Ea nu s-a dat bătută și i-a spus: tata, să știi că pe mine Dumnezeu m-a ajutat, mi-a purtat de grijă și am o veste pentru tine. Am citit un raport misionar. În satul unde voi ați vrut să intrați, prin acel copil Dumnezeu a mântuit oamenii și biserica de acolo are 600 de membri. El s-a înviorat și a zis: a fost posibil așa ceva? Și au spus: da. S-a întors la Domnul și ultimele săptămâni sau luni de viață au fost de smerire înaintea Domnului, că Dumnezeu s-a îndurat și de el. Minunea a continuat. Această fiică a lui a ajuns la o conferință în Londra și acolo, printre cei ce au prezentat un cuvânt, a fost acel tânăr. S-au cunoscut, a invitat-o în satul cu tribul cu pricina și a zis: în jur sunt 110.000 de credincioși. Și totul a pornit de la sămânța care a pus-o părinții tăi. Zice: uite, aici este monumentul de pe mormântul mamei tale. Mama ta e cea mai cinstită femeie la noi în trib. Dragii mei, dacă oamenii pentru astfel de femei au socotit recunoștință, dar noi toți pentru ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Ce ne revine nouă după slujba ce a făcut-o de mii de ani, după iubirea veșnică ce ne-a acordat-o? Ce ne revine nouă astăzi? Ascultați ce ne revine. Vă citesc din nou 4 cu 14. Să rămânem tari în mărturisirea noastră. Care e mărturisirea noastră? Evrei, capitolul 10, versetul 21. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată. Doamne, ajută-ne! Să nu răstignim a doua oară. Greșelile să fie doar așa, din neveghere, din nebăgare de seamă. Cu inimile stropite și curățite de un cujet rău și cu trupul spălat de o apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut, făgăduința, mărit să-i fie numele. Ce să facem? Tot Evrei 13, versetul 15, prin el, e vorba de Domnul Iisus, de jertfa sa, scrie în versetele anterioare, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzilor noastre care mărturisesc numele Lui. Fie ca în ziua aceasta și nu numai, să cântăm despre jertfa Domnului Iisus, să-L înălțăm prin cuvintele gurii noastre, să-L binecuvântăm și să spunem cu dragă inimă, cum am spus la început: Iisus Hristos este Domnul. Dar mărturisirea cea mai înaltă nu-i doar cu vorba, este cu fapta. Participarea noastră la cina Domnului este o mărturie publică, vizibilă.
când mărturisim, consumând aceste elemente sfinte, că noi am primit viață. Nădejdea s-a împlinit, sfințirea s-a efectuat și o facem cu siguranță. De aceea, cei ce nu rămân la cina Domnului, nu știu care, unde le este problema. N-au speranță, nu s-a produs sfințirea, n-au siguranță, nu pot să mărturisească. În Vechiul Testament, cine nu participa, cine n-aducea cinste lui Dumnezeu, era pedepsit cu moartea, cu ocazia primei sărbători din Ana Paștelor. Să ne ajute Bunul Dumnezeu cu deplină încredere, dar și cu o mărturisire din toată inima, să-L binecuvântăm pe Tatăl, că a pus pe Fiul Său ca mare preot. Binecuvântat să fie acest mare preot și binecuvântată să fie intrarea noastră la Dumnezeu Tatăl, prin El, cu încredere, cu bucurie, mărturisind și lăudându-L. Amin.